ce am și gândit împreună cu personajul principal al acestei seri, doamna Neuța Stăicuț, să ne întâlnim undeva unde să stăm jos. Pentru că nu este un vernisaj, nu este un finisaj, cum se mai spune acum mai nou, de la finish, vernisaj, finisaj, este în primul rând o lansare de carte. Este pentru prima dată când în cadrul galeriei organizăm o lansare de carte și eu cred că galeria se află sub un semn bun, pentru că, așa cum ați observat, de multe ori a fost vreme foarte proastă și când a trebuit să ne întâlnim s-a făcut vreme bună, așa cum s-a întâmplat și ea, s-a mai lucrat de vreo două ori. Este păcat să nu fie frumos, ar vedeți că avem și o curte foarte frumoasă, unde ne simțim cu toții foarte bine. Evenimentul major al acestei serii este, așa cum vă spuneam, o dublă lansare de carte. Ne întâlnim cu colega dumneavoastră, celor mai mulți dintre dumneavoastră, doamna Neuța Stăicuț, pe care inițial am cunoscut-o ca artist vizual. Mie mi s-a părut, de la început, de când am văzut-o pe doamna Stăicuț, mi s-a părut o chestie foarte deosebită în ceea ce o privește. Știți că în ziua de astăzi, datorită influențelor media, tendințelor, toată lumea încearcă să pară foarte tânără. Nu că doamna Stăicuț nu este tânără, nu că noi toți suntem foarte tine. Așa cum am scris în textul mai elaborat, care va apare și pe pagina galeriei și pe pagina facultății și pe care am ți-ai primit și doamnei Stăicuț, suntem cu toții la o vârstă matură. Dar ea mi s-a prezentat de la început Neluța Bunicuța și a zis, eu am un site pentru... Și zic, nu-i ce interesant cineva care arată cum arată doamna Stăicuț și spune Bunicuța. Pentru că mi-am dat seama că acest Bunicuța, care este cu totul un diminutiv ca și numele dânsei, este și o metaforă în același timp, pentru că doamna Stăicuț este o persoană care are foarte multe de oferit. Așa cum s-a întâmplat cu bunicii. Toți am avut bunici, de care ne aducem aminte cu foarte mult drag. Nu știu, pentru că eram noi mici și foarte înțelepți, pentru că vremurile s-au schimbat. Eu zic că prea puțini oameni din zilele de astăzi sunt la înălțimea bunicilor noștri, îndrăznesc să spun și dumneavoastră. Dar doamna Stăicuț îmi aduce aminte de acel tip de bunic foarte activ, înțelept și mai ales extrem de echilibrat. Este ceea ce avem nevoie în ziua de azi, de mult echilibru, multă înțelegere. Se vorbește așa de mult despre multiculturalitate și despre comunicare. Nu mai vorbim, comunicăm, nu mai... Și de fapt cred că comunicăm mai puțin ca oricând, fiecare este pe drumul lui. Sunt foarte mulți oameni care nici nu acceptă că este alte drumuri, dar totuși trăim într-o lume multiculturală. Spre deosebire de toți oamenii aceștia, doamna Stăicuț este o persoană care pledează pentru înțelegere, pentru armonie, pentru bunătate în ultimă instanță. Și aș vrea să vă întreb, asta a fost acest foarte scurt portret pe care cred că l-am realizat mai bine în scris, a fost percepția mea inițială despre doamna Stăicuț. Aș vrea să o întreb pe doamna Doina Ghițescu, care este, așa cum știți cu toții, o foarte cunoscută actriță, care ne onorează și de această dată. Cum o vedeți dumneavoastră pe doamna Stăicuț? M-am așezat aici lângă cărțile autoarei, lângă DVD-urile ei. S-a îngrijit foarte mult pentru apariția acestora. Neluța Stăicuț, când am cunoscut-o, desigur în societățile literare, într-un început, și la un congres. Un congres al terapiilor complementare, al terapiilor naturiste. Un congres care s-a ținut în cadrul primăriei sectorului 2 al Capitalei. Este vorba de Centrul Calderon, un congres inițiat de medicul și scriitorul Elena Armenescu, care este membră a Uniunii Scriitorilor din România. Neluța Stăicuț era, de fapt, o revenire a ei, pentru că eu o știam din poveștile ei, din poveștile pe care ea le trimite cu gânduri bune și frumoase spre copii. E minunat că se gândește la copii.
copiii, darurile noastre, florile noastre, atunci când sunt mici, trebuie să învețe anumite taine, lucruri. Trebuie să învețe temelia, lucrurile de folos, dintr-un început. Neluța Stelcuț se adresează lor prin aceste lucruri de temelie, de frumos, dar și de folos. Așa sunt începuturile poveștilor ei. Mai întâi le-a simțit, apoi, gândindu-le tare bine, le-a așezat în paginile cărților. Am și eu m-am bucurat, am norocul și șansa să existe și în biblioteca mea două din cărțile ei, ea are mult mai multe, dar numai două au ajuns la mine. Aș vrea să vă spun că acolo este o adevărată lecție de comunicare. Neluța Stelcuț are daruri de la Dumnezeu. Un dar important și de folos este acela al comunicării. Ea comunică în primul rând foarte bine cu sinele ei. Tocmai de aceea, atunci când vorbește cu dădata ei interioară, pe care o ascultă de foarte multe ori, putem să numim acea dădată interioară îngerul. Știți că avem doi, unul pe umărul stâng, celălalt pe umărul drept, depinde de care ascultăm. Ea ascultă mereu de ceea ce înseamnă bine, frumos, claritate, cumsecădenie, înțelepciune. Totul într-un echilibru. Tocmai de aceea poveștile pe care le așează în cărțile ei au daruri minunate care trec rampa. Aceste daruri și tânărul de aici, care este un tânăr, e un fan al tău. Am simțit lucrul acesta, am înțeles că ați fost și colegi undeva, acolo unde ați lucrat împreună, nu e singurul. Ai foarte mulți. Eu nu am internet. Există undeva, se spune că dacă nu ești pe net, nu existi. Iată că există. Sunt aici. Nu aveți pagină de Facebook. Există o pagină de Facebook, dar nu eu o administrez. Este o colegă de la ansamblul Ciocârlia. Când vrea bine, când nu vrea, uită, rătăcește printre gânduri. Există un centimetru pe acolo. Nu știu cât de important este. Am să-l întrebe domnul Ilie Roșian, aveți pagină de Facebook? Domnul Roșian, da? Am avut. Ați avut, vedeți? Iată, în fața noastră, lângă noi, este un critic de artă de excelență. Domnia sa înainte de 1990 și ceva imediat după 1990 a lucrat în televiziunea română. Postul Național de Televiziune. Nici nu erau celelalte. Se ocupa de o emisiune importantă, căreia i-a dat viață, a susținut-o ca realizator, ca moderator, ca prezentator. Era o emisiune într-o artă, Conviețuiri. Mi-aduc aminte, așa ne-am cunoscut, într-una din sălile fastuoase ale hotelului, care acum se numește, cred că Pullman se numește acum, atunci se numea Hotel Dorobanți. Da, atunci, la Hotel Dorobanți, înainte de 1990 și imediat după 90, dumneavoastră, mi-aduc aminte că ați organizat câteva expoziții la care întâmplător ne-am întâlnit grație autorilor plastici care expuneau și pe care dumneavoastră îi chemați în expozițiile pe care le realizați și le filmați acolo. Câți oameni i-a pus în vizor, i-a pus în atenția celorlalți, mulți artiști plastici. Nu are Facebook. Nu mai are. A avut, dar există. Domnia sa, și ne bucurăm de prezența dumneavoastră, este criticul de artă Ilie Roșianu, pe care și Neluța Stelcuț l-a invitat și știu că vă iubește. Și aici, în sală, se mai află și îmi face plăcere, poate cu siguranță se vor ajunge și la domniile lor, dar mai bine le rostesc eu acum, se află un scriitor important, poet, am fost de curând la Ploiești cu domnia sa, este membru al Societății Scriitorilor Militari, un scriitor remarcabil, îmi face plăcere să-i rostesc numele, este domnul Mihai Popescu. Bucuria de a fi împreună. Și tot aici în sală, printre atâția artiști plastici pe care eu îi cunosc și domniile voastre pe mine, astăzi cu siguranță din nou împreună grație celei care își păstorește frumos acest loc, aici la Facultatea de Utilaj Tehnologic, e vorba de doamna profesor Maria Alexe. Iată aplauze! Printre atâția artiști plastici chemați de dumneavoastră la evenimentele pe care le organizați, ne-a trecut pragul pentru prima dată și o reprezentantă a Academiei Române.
a Academiei Române, ea lucrează la unul din departamentele importante ale Academiei Române, departamentul de relații, de comunicare. Avem și un mobil de la doamna Nina Coșan, cu o muzică minunată, care clocopește un centimetru, doi, trei, pe această muzică de veselie, ne bucurăm și noi, doamna Nina Coșan, pe această muzică, care vrea în continuare, ea vrea să iasă la suprafață, pe această muzică mă bucur și îi voi prezenta și îi voi rosti numele celei care reprezintă astăzi Academia Română, un departament important, relații, comunicare, organizează evenimente la Biblioteca Academiei Române, sediul de pe Dacia, expoziții, este aici cu noi avocat Monica Vasiliu. Ne bucurăm, Monica! Acestea sunt lucrurile și aș vrea să mai rostesc numele unei maestre în această artă, stă central ca să păstreze echilibrul acestei săli. Este vorba de cea care este și pictor și membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor, o cunosc de la începuturile ei, când mi-aduc aminte atunci îmi spunea: Doina, am intrat la facultate, la arte, sunt înnebunită și voi învinge. Iată-te că am învins! Este Maria Tofan! Valeria Tofan, pictor și profesor, pentru că a predat celor mici, dar și celor mari. A predat celor mari unde? Tot la primăria sectorului 2, la centrul Calderon. Câțiva ani, bun, a fost acolo și multe dintre doamnele, să spunem așa, de vârsta mea, sau ceva mai mititele decât mine, la vârstă, poate și la mobilier, de ce nu, au învățat de la ea. Ce au învățat? Cum să intre în altă, pictura naivă, primele detalii, primele croșeuri, lucruri minunate. Sigur că toate astea se învață. Ai în tine un dat, te-ai născut cu el, e sugrumat acolo, nu poate să iasă la suprafață. Vrem să iasă și cum iese? Vine un profesor. Ea a făcut lucrurile acestea și în alte cercuri pentru copii și lecții private. Revenim la Nenuța Steicuț, care se adresează în primul rând tot copiilor. Nenuța Steicuț vorbește ca bunicuță. Așa și-a spus ea. Nenuța bunicuța. Chiar rimează. Este o rimă, este o muzicalitate. În felul acesta, vezi, eu nu umblu pe net, dar am văzut la alții, m-am uit la mine la teatru, te-am văzut, sunt lucruri minunate care se întâmplă acolo. Da, într-adevăr, ești căutată, ești dorită, ești ascultată. E bine că se întâmplă că au apărut aceste audiobook-uri și cu poezii, dar și cu poveștile ei. Sigur că totul costă. Ea s-a ocupat, din câte știu eu, cam singură de lucrurile acestea. Sau aproape. Sigur că ea mereu are zâmbetul pe buze. Pentru că știind să comunice cu sărtărașul acela discret al sufletului ei, știind să comunice cu sinele de care tocmai m-am vorbit, cu dădaca pe care chiar am și numit-o, sigur că ea atunci are grijă de tot ceea ce apare. Ce apare nu apare întâmplător. Ce apare este cu rost făcut. E cu minte, adică cu inteligență, cu echilibru. Vrea să se adreseze lor, copiilor, dar și adulților. Face lucruri minunate. Scrie, pictează, ne-ați vorbit despre lucrurile acestea. Am fost la expozițiile tale, expoziții de grup. Are multă lumină, a avut și drumuri pe care le-a făcut împreună în niște expoziții, nu neapărat aici în București. Unul din drumuri a fost făcut chiar cu Valeria Tofan. Unde? În zona Moldovei. La Bacău. În zona Moldovei, zona din care este Valeria Tofan. Acolo a fost un festival minunat. Uite, vedeți, sunt încercări. Așa ne cunoaștem. Trebuie să ne știm omul de lângă noi. Valoarea de lângă noi. Să o cunoaștem, să o prețuim, să o ascultăm, să o protejăm, să găsim soluții, să nu ne pierdem. Important este să nu ne pierdem. Așa cum sunt multe dintre dumneavoastră. E bine că există emisiunile de televiziune. Cel puțin una din ele o voi avea și eu și despre ea v-am vorbit, nu va rămâne, va rămâne acolo frumos așezată și o să o pritocim împreună, așa cum v-am cunoscut eu pe dumneavoastră. Sunt multe lucruri de făcut. Ce ai tu minunat aici, te-a descris și pictorul Cojocaru. E vorba de imediat, că nu-i citesc acum, dar aici există o pagină, chiar două, așezate atât de frumos de cel care este pictor, artist plastic, artist vizual, dar și cronicar literar. Este omul care scrie bine, pentru că intuiește pe cei. A căzut o pagină, se gândește la noi, le primează domnul Cojocaru, că nu este cu noi. Unde e domnul Cojocaru? La un botez. E la un botez, dar aici... La un botez nuntă. La un botez nuntă. Bine ați botez. O fi și botez și nuntă. Cu atât mai mult, este dublu. Da. Ce este important? Că într-o sală luminoasă, de clasă, de cursuri, mi-aduc aminte de lecțiile de odinioară, dumneavoastră ne-ați deschis frumos poarta.
Eu nu pot să spun decât atât acolo, pentru că pe urmă voi reveni cu ceea să ai porți deschise. Să ai porțile de lumină pe care tu, cu lumina ta interioară, le-ai deschis. Să știți un lucru, noi am învățat ceva de la ea. Ea are niște pilde, are niște învățături, niște lucruri care vin din experiența ei. Dar ele sunt așezate în carte. Cartea ei este o terapie, sunt terapii vindecătoare. Poveștile ei te vindecă, poveștile ei au substanță, poveștile ei sunt mobilizatoare. Adică nu sunt la întâmplare, sunt bine justificate, bine motivate, cu lucruri frumoase. Ea nu presară urâtul, urâtul trebuie învins. Sigur că există și urâtul frumos, ajungem la estetica urâtului, dar nu acolo, nu în acea lume ne duce pe noi Neluța Steicuț. Ea ne duce într-o lume frumoasă, mult mai bună, cu darurile ei. În primul rând, totul pornește de la ea, că se spune, dacă te iubești pe tine, poți să dăruiești iubire celui din jur. Ea se iubește pe ea. Chiar dacă cândva, într-o zecime de milionime de fracțiune de secundă, mai uită, mai rătăcește printre gânduri, totuși ea revine la echilibru. Important, de la ea învățăm din povești, din scrieri, chiar din dialoguri cu ea. Ne mai necăjim câteodată. Poate nici eu nu sunt stăpână de multe ori. Nu mai am nervii ca la 20 de ani, ca la 30. Acum i-am băiat, de la 60 mai... Așa, mai dușul. Eu știu, și mă mai necăjesc câteodată, mă mai înfurii și nu mai am... Că înainte mai treceam și eu mai ușor. Și uite, vorbesc cu ea și am zice, Doina, ascultă-mă pe mine. Și eu am fost ca tine, dar am reușit. Uite, cum am reușit, măi? Păi ascultă la mine. Ia du-te acolo la... Și mă trimite la, apoi îmi spune ea, și atunci mergem și noi și ne bucurăm că există un copac al vieții, este și unul din tablourile ei, așezat și în carte, pe coperta 4, dacă mi-aduc aminte, ceea ce este important, să ne bucurăm că trăim, să ne bucurăm că existăm și să ne bucurăm că există oameni ca Neluța Steicuț, luminoși, frumoși și prețioși. Neluța Steicuț! Care cred și sunt convinsă că sunt la sentimente. Spuneam că ceea ce m-a impresionat pe mine la Neluța Steicuț a fost faptul că, deși a trecut prin experiențe diverse, unele benefice, unele traumatizante, deși a trăit ani buni într-o lume pe care toți o considerăm foarte cenușie, cea a marilor corporații internaționale, nu și-a pierdut creativitatea și cred că tot ceea ce face are două izvoare. În primul rând este sufletul ei generos și în al doilea rând este această dorință de a crea, de a afla, de a face totdeauna ceva nou. Voi începe prin a vorbi despre ea ca pictor. Am ales această latură a personalității sale ca prima etapă a prezentării pentru că oficial suntem într-o galerie de artă și pentru că așa am întâlnit-o cei mai mulți dintre noi. Știe toată lumea că astăzi nu se mai spune artist plastic, se spune artist vizual. A fost o numire care mie, ca lingvist, la început nu mi-a plăcut. Și am avut o discuție cu mai mulți colegi, inclusiv cu de artă, care mi-au spus artist vizual pentru că artistul din ziua de azi este foarte complex. Și tot ceea ce face, face pentru a crea o imagine. Când am văzut pentru prima dată lucrările Neluței Steicuț, mi-am gândit cât de bună este această definiție și cât este ea de adevărată, pentru că nu putem spune despre Neluța Steicuț că este o pictorică, pentru că spune prea puțin. Dacă vă uitați chiar la aceste tablouri care sunt în spatele nostru și care sunt o parte infimă a creației sale, observați că, sigur, culoarea este suportul, dar aici putem vorbi și despre colaj, putem vorbi și despre arte decorativă, nu? Sunt foarte greu de încadrat. Deși cu generozitate se numește Neluța Bunicuța, doamna Steicuț este, de fapt, un artist postmodern. Și este un artist postmodern nu numai în pictură, ci și în ceea ce scrie. Și voi reveni asupra acestui lucru. De ce spun asta? Pentru că ce înseamnă postmodernismul? Postmodernismul înseamnă reinterpretarea unor teme în viziune modernă, înseamnă colaj,
înseamnă ironie de bună calitate, înseamnă încălcarea unor reguli și a unor canoane. Ori, uitați, asta face doamna Săicuț. Ne încântă și ne surprinde pentru că este în afara obișnuitului, în afara lucrurilor cu care suntem învățați. Am fost plăcut surprinsă să constat această latură postmodernă și în poezia domniei sale. Am auzit-o cu toții spunând poezii pe la diverse vernisaje, dar de obicei o poezie sau două. Înainte de această lansare de carte am citit mai multe poezii și am putut să văd și acolo aceeași tendință de a folosi în mod creativ anumite imagini mai vechi, mai cunoscute de noi, venite din alte surse ale literaturii, aceeași ironie, unele din poeziile dânsei pot fi considerate un fel de fabule, numai că nu sunt niște fabule clasice, nu sunt animale acolo, sunt niște tipare umane pe care le laudă sau le ironizează, tocmai pentru a ne învăța să gândim și să avem o părere personală asupra ceea ce vedem și asupra lucrurilor care ne sunt în jur. Spuneam că este un om care întotdeauna încearcă ceva nou și am avut dovada acestui fapt atunci când s-a întâlnit cu doamna Valeria Topan și când a început ceva cu totul nou. Câți oameni fac lucrul acesta? Atunci când deja ai un anumit stil, lumea te cunoaște într-un anumit fel, lași totul în spate, nu chiar tot, și aici o laud pe doamna Topan, pe profesoara Valeria Topan, care a știut să folosească foarte bine niște elemente din lucrările Năruței Stăicuț și ceea ce a realizat într-o primă etapă a fost de o asemenea calitate încât a fost selectat pentru un festival internațional din Polonia, din Spaia de la Katowice. Da? Este o, mie personal mi se pare un lucru remarcabil și cred că sunteți de acord că la început fiind să ai un asemenea succes. Sigur că este meritul elevului, dar este și meritul profesorului, trebuie să recunoaștem. Eu ca profesoară spun lucrul acesta. Sigur că dacă nu ai un elev bun, tu poți să faci orice vrei, că nu se întâmplă nimic, dar eu sunt foarte bucuroasă în calitate de curator al acestei galerii că aici, la Art UTS, s-a realizat această întâlnire care este benefică, zic eu, pentru toată lumea. Citind poeziile și citind după auzind, poezii care am citit, dar cartea am auzit-o, eu am realizat și revin iarăși la latura postmodernă a Năruței Stăicuț, că dincolo de orice, dincolo de talentul ei de artist vizual, dincolo de poezie, dincolo de dorința de a ne ajuta pe noi, ea este în primul rând un narator, un povestitor. Un povestitor din specia povestitorilor orientali, aceea la care o poveste multe din altă poveste, în care nicio poveste nu este spusă întâmplător și în care povestea este lac pentru suflet, pentru inimă, pentru noi toți. Cred că orice aș spune este deja prea mult, dar pentru a completa portretul artistei Năruța Stăicuț, am să rog în primul rând pe doamna Drăgușin să ne spună ceva despre dânsa și după aceea pe doamna Ghițescu să citească cuvintele prietenului nostru, domnul Virgil Cojocaru, care, așa cum spuneam, n-a putut să fie azi aici. Și dânsul este un povestitor și ne-a spus așa o poveste, fiindcă se duce la o nuntă care, de fapt, este un botez, care, nu știu, nici nu are, nu are importanță ce este adevărat, important este modul în care dânsul spunea și care pe mine m-a încântat. Deci, doamna Drăgușin, vă rog. Bună seara, sunt Felicia Drăgușin, editor la Prospectul Exprim. Am cunoscut-o pe Năruța la unul din atelierele
suflet frumos are și ce experiență de viață frumoasă și poveștile de vindecare despre care am aflat chiar înainte să publice cartea povestea câte ceva, m-a făcut să încurajez să-și publice cartea. Ei am spus că eu așez în pagina, mi-a dat textul pe care l-aveau acum deja pe blog, cartea de fapt a făcut să ia de mult pe blog, și a fost tipărită, s-a văzut mina tiparului, cu această ocazie a intrat în lumea scriitorilor și ne bucurăm foarte mult să o avem printre noi. Am fost foarte impresionată de toate cuvintele dumneavoastră, pline de apreciere, gingășie și Nenuța este o persoană care merită din plin aprecierea noastră. În Infol Energetic am văzut, s-a văzut cel mai bine sufletul de vindecător pe care îl are Nenuța. Vocea aceea blândă, plină de duioșie și de dragoste de oameni. A continuat cu alte creații frumoase, poezii și povești pentru copii. Probabil ați apucat în premieră să mai vedeți pe YouTube pagina Nenuța Cumicuța, spune povești pentru părinți, copii și dumneavoastră. O voce foarte caldă, pe care și-a descoperit-o, mi-a și Nenuța când ai fost la studioul de înregistrări. Da. Da? Și domnul care s-a ocupat, ți-a spus că ai o voce de radio, o voce foarte bună, pe care merită să o exploatezi și să o pui spre beneficiul nostru al tuturor în serviciu, pentru artă, literatură și pentru suflet. Ce pot să spun despre Nenuța e că am auzit de la ea, mi-a spus, te iubesc de mai multe ori decât m-au spus bunicii mei la un moment dat în viața. E o persoană care nu se teme să spună te iubesc într-o lume care pune atât de mult accent pe rațiune și pe ascunderea sentimentelor ca să părim puternici sau ca să. Nenuța este complet autentică, își pune sentimentele pe tavă și de aceea este o comoară pentru noi și un om cu suflet cu totul deosebit, cu un intelect rafinat și cu o inimă mare și generoasă, cu o voce caldă, numai bună de spus povești și pentru cei mici și pentru cei mari. Îți mulțumesc foarte mult, Nenuța, că ești printre noi și că ne onorezi și ne binecuvântezi cu darurile tale. Că ți-ai urmat vocația, n-ai lăsat-o să doarmă, ai scos-o la suprafață și ne îmbogățești și pe noi cu această ocazie. Felicia, este absolut necesar acum să intervin. Această minunată doamnă a apărut în viața mea, așa cum spun într-una din poeziile mele, pe post de înger cu trup. Dacă ea nu era, cartea mea Infol Energetic ar fi făcut mult și bine pe site-ul meu, Frântul de Suflet. N-ar fi văzut nici lumina tiparului și nici măcar acest DVD nu ar fi nominat. Dacă Felicia, în seara în care eu am fost la cursul ei, vreau să fiu scriitor, nu mi-ar fi acordat un cec înalt de încredere și nu mi-ar fi spus încearcă, poți, ai ce dărui, astăzi n-aș fi fost aici, cu atâția oameni minunați în jurul meu, oameni care sunt sigură că au venit pentru că mă iubesc cu adevărat, în felul lor, așa cum știu și cum pot fiecare. Mă apreciază sau nu, dar au simțit că trebuie să fie lângă mine. Și asta pentru mine înseamnă enorm. Și mă mulțumesc. Mulțumesc!